Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ai Netflix? Ai. De ce tip? Cu vecinul sau? Fix. Cu fratele. Cu fratele. Da. Ai încurcat-o. Oare Netflix e cea mai populară platformă de streaming? Abar n-am, nu știu. Nu cred, cred că e HBO. HBO Max, nu? Da, că e mai veche în România, mult mai veche. Și de fapt nu numai în România, e mai veche pe plan mondial. 100%. HBO e de când luam decodoare din piață de anii 90. Dar nu era aplicație, era nu era la modul ăsta streaming. Nu vorbim de aplicație. Păi de aplicație vorbesc. Nu, de streaming. Okay. Cred că Netflix e... Aplicație de streaming. Da. Mm-hmm. Și acum da. HBO a și schimbat. A renunțat la HBO Go, că era o porcărie. Și e Max. Și a trecut pe HBO Max, care nu mă impresionează. Ca aplicație, mă refer. Da, da, da. Nu vorbesc de conținut. Ca uzabilitate... Serios că Netflix-ul mi se pare cel mai ușor de folosit. Poate că m-am obișnuit eu și cu el. Și Disney Plus se da. Mișcă ușurel. Uh-huh. Chiar bine, chiar bine, bine. Abonament la 3 servicii de streaming. Și se uită Ione. Da. Păi HBO da. Max, da, Netflix. Deci nu plătești, nu încerca să spui că plătești, că se uită Ione. Da, da, dacă nu ar avea acces la Disney Plus, nici nu s-ar uita. N-ar interesa-o. Acum se uită la Friends din nou. Pe HBO Max. Băi, m-am uitat, am văzut că a scris zilele astea. Da. E a treia oară când se uită, l-am exact. Văzut și eu cred că de 2 sau de 3 ori, nu mai știu. E funny așa. Dar știi că o dată la un an și ceva mă uit și eu. Și iau toate sezoanele alea. Bun, hai să revenim. Deci Netflix, după părerea mea, Netflix e pe moarte. N-are cum să fie altfel. Se pregătesc schimbarea regulilor, o schimbare radicală a regulilor. O să poată fi accesat doar din propria locuință a abonatului. Cei care își țin parola de Netflix la comun, pa, la revedere. Netflix ar urma să le ceară, e foarte controversată, sunt nenumărate articole în presa occidentală, nimeni nu înțelege prea clar ce vor să facă, e haos, dar ar putea să le ceară utilizatorilor să se conecteze la Wi-Fi dintr-o singură locație. Păi și ce faci cu... Care este setată drept locația principală. Cu device-urile mobile. Că eu, de exemplu, m-am uitat la da. Ei și când plecam în vacanțe și atunci... Îți zic imediat. Stai așa. Că e părând. Acolo îți oferă posibilități. Că ești în călătorie. Așa. Și trebuie să ceri acces special, primești un cod. Astea sunt planuri. Primești un cod? Da. Și trebuie să-l introduci, să te loghezi cu codul și ăla e valabil 7 zile. Acolo unde ești în vacanță. Da. Și dacă sunt într-un tur de ăsta, da. Azi acolo, mâine dincolo, ce facem? Asta facem. Nu, dar sau dacă se duce copilul la bunici. Pa. Au, nu știu dacă mă ascultă cei de la Netflix, dar cred că mai e o metodă pe care poți să o lăsați. Să jur pe roșu. Să le scriem. Să jur pe roșu, dacă spui asta... Deci, o să ia în calcul informații de tip adrese IP, ID-urile dispozitivelor, activitatea contului ca să determine dacă un dispozitiv este conectat la locația principală sau nu. Așa, și de asemenea utilizatorilor ar urma să li se impună să deschidă aplicația sau site-ul Netflix din locul respectiv, locul principal, și să vizioneze ceva cel puțin o dată la 31 de zile. Nu deschizi Netflix o lună, se consideră că ai murit sau ceva. Asta e bună. Că trebuie să-ți pui un reminder, îl sun pe ăla, băi, dă-și tu drumul, te rog. Bun. Încercarea de conectare din altă parte va duce, ar urma să ducă la blocarea temporară a accesului la cont. După care suni probabil la call center și nu vorbești cu nimeni sau aștepți 6 ore și nebunești sau ceva. În călătorii, cum spuneam, accesez contul Netflix în anumite condiții. Pe smart, dacă vrei să accesezi pe smart TV-ul hotelului sau iei laptopul cu tine sau tableta, nu știu ce, poți solicita un cod temporar în momentul conectării și ai acces 7 zile. Serios? După 7 zile, pa. Da, astea sunt planurile, au aplicat niște... Deci, practic, până ajungi să-i dai drumul la un film, da. Ești obosit. Deci, practic, o să încurajeze exercițiile fizice, plimbările, mm-hmm. ieșitul în natură... Și vorbitul la telefon. Da. Au aplicat un plan de ăsta împotriva... Știi, au schimbat politica. În urmă, cu câțiva ani, încurajau utilizatorii să-și partajeze parolele. Sharing is loving, spuneau. Da, sharing da. Is loving. Aveau mesaje. De genul... Sunt ca statul român, te consideră hoț de la început. Da. Și acum încearcă o serie de consecințe. Au declanșat un plan de ăsta de împotriva partajării parolelor, pe care l-au aplicat experimental prin niște țări din America Centrală și de Sud, din câte am înțeles, și care pare să fi funcționat în sensul că le-a crescut numărul de abonați pe acolo. Mm. Și au zis, păi dacă merge, hai. Dar când ai atâtea alternative, înțeleg că se mai lansează unul. Se mai lansează unul, da, mai e și Amazonul. Și mai Amazon, da, mai Rakuten, pără, Rakuten știu. Înțeleg că e pe pay-per-view, adică îți cumperi un film anume. Da. M-am uitat. Mi-ar fi locul la cinematograf. Da.
M-aș fi așteptat să aibă mult mai multe filme decât avea. Am auzit că în India, dacă te prinde cu un dispozitiv de ăsta, te ia și la bătaie. Adică ceva de genul. Da, mai știi și poate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.